Ziua ideală a unei femei, 8 și 15, Trezire prin săruțuri și gâdilarea ușoară, cu ajutorul unei pedale de trandafir din import, 8.30, măsurare pe cântar, minim un kg mai puțin decât înainte de culcare, 8.45, micul dejun la pat, croissant, sub de portocale proaspete, deschiderea cadoului, inel cu diamant de 5 carate ales de partenerul atent, 8.50, știri la Shopping Channel, mari reduceri la marile case de modă, 9 și 15, baie fierbinte în uleiuri mirositoare. 10 și 15, relaxare ușoară prin fitness cu ajutorul unui antrenor personal amuzant și bine clădit. 10 30, îngrijirea tenului, manicura, spălarea părului cu afatul. 12, prânzul cu cea mai bună prietenă într-un restaurant. 12 45, întâlnirea fostei prietene a partenerului și constatarea că s-a îngrășat 20 de kilograme. 13, shopping cu cea mai bună prietenă, carte de credit gold nelimitată, 15, somnul dulce de după amiază, 16, primirea a 23 de trandafiri de la un admirator secret, 16 și masajul cu ajutorul unui maser puternic privat, dar tandru care exclamă că niciodată până acum nu a masat un corp atât de delicat, 1730 alegerea și încercarea a unei îmbrăcămini scumpe și unicat, o mică paradă de modă în fața unei oglinzi, 19, 30, cină la lunări, dans și complimente, 22, Duș fierbinte, bineînțeles singură, 22,50, purtată în brațe până pe pat, cearșafurile proaspăt spălate și parfumate, 23, giugiulire și 23,15, adormire în brațele partenerului. A, a, nu, 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 stați, stați, stați că n-am terminat. Ziua ideală a unui bărbat. Ora 6, trezirea. Ora 6 și un sfert, sex oral. Ora 6.30, o lungă distracție satisfăcătoare pe WC cu ziarul sportiv. Ora 7, micul dejun șnițel parizian și ouă, cafea și toast, pregătite și servite de slugi, goale și blonde. Ora 7.30, sosește limuzina. 7.45, câteva pahare de whisky în drum spre aeroport. Ora 9 și un sfert, zborul în avionul particular. Ora 9.30, limuzină și șofer până la clubul de golf, sex oral, bineînțeles, pe timpul călătoriei. 11.45, prânzul, fast food, trei beri, sticlă Don Perignon. 12 și 15, fumatul trabucului. 12-30, golf. Ora 14 și 15 limuzină înapoi până la aeroport câteva pahare de whisky. 14 și 15, zborul spre Monte Carlo. 15-30 plecare la pescuit. Toate fetele de companie sunt goale. 1700, zborul acasă. 18-45 relaxare la vece, duș bărbit. 19 știri, justin asasinat. Marihuana și filmele porno sunt legalizate. 19-30. Cina, caviar pentru aperitiv, Dom Perignon, 1953, un biftec mare înghețată servită pe sâni goi. 21. coniac și trabuc în fața unui televizor mare. 21.30. Sex cu trei femei de preferat cu inclinații lesbiene. 23. Masaj și scăldat în jacuzzi cu pizza și bere. 23.30. Sex oral de noapte bună. 23.45. Întins singur într-un pat imens. 23. 3:50, tragerea a minim trei părțuri pe trei tonalități, care l-au alungat până și pe câine afară din cameră. Ora 000, adormirea.